24 martie a fost ultima zi în care oltenii au putut depune cereri de plată pentru bunăstarea animalelor. După această perioadă, beneficiarii care doresc să-și dezvolte exploatațiile pot lua credite bancare de la instituțiile bancare și nebancare ce au încheiat convenții cu APIA. În adeverință, APIA, Centrul Județean Olt, va înscrie 85% din valoarea sumei aferentă cererii de plată pentru fiecare beneficiar, iar acesta poate să meargă împreună cu adeverința la băncile cu care APIA are încheiate contracte pentru a obține un credit în valoare de până la 90% din valoarea înscrisă în adeverință. În Olt, anul acesta au fost accesate cele două măsuri ale intervenției bunăstarea animalelor, iar vestea bună este că beneficiarii fostei măsuri din 2022 au primit sume importante de bani. La nivelul Centrului Județean Olt, în anul 2023, au depus cereri de plată un număr de 6 beneficiari pentru plăți în favoarea porcilor și un număr de 5 beneficiari plăți în favoarea păsărilor. Anul trecut am avut la plată un număr de 4 beneficiari pentru pachetul porci, care au obținut o valoare de 996.476 de lei. În cursul lunii aprilie, acești beneficiari vor depune de conturi justificative pentru activitățile desfășurate în trimestrul 1 al anului 2023. În ceea ce privește comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite, să analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de bănci, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine nevoilor lor.